În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zicem cu toții, Împărate Ceresc! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dădătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite Părinte binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Faceți o introducere. Înalt preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, dragi creștini, iată parcă acum 12 ani a fost un moment care nu ni l-am fi dorit și am fi vrut ca acel moment al despărțirii față de Părintele Arsenie Papacioc să fie cât mai departe, cât mai târziu, dacă se poate. Dar voia lui Dumnezeu a fost ca momentul încetării activității misionare pe pământ a Părintelui Arsenie să fie pe 19 iulie 2011, un moment care ne-a surprins. Pentru că Părintele, chiar dacă era slăbit, chiar dacă vorbea stins, nu s-a oprit de a primi, de a binecuvânta, de a zice o scurtă rugăciune șoptită pentru fiecare pelerin care îi venea la ușă, pentru că ultima perioadă stătea pe scăunel la ușă, și tot așa l-a găsit și momentul acela în care Părintele a părăsit lumea aceasta mergând la Dumnezeu pe care l-a iubit și pentru care s-a dăruit din tot sufletul. S-a dăruit și pentru noi, pentru că într-una din mărturisirile sale spunea că s-a lăsat de politică, nu mai face, și face politica Sfântului Apostol Pavel, aceea de a face totul ca să-i câștige pe toți. Și cred că toți cei care au călcat pragul Părintelui Arsenie, au primit binecuvântarea și s-au împărtășit de rugăciunea și îndemnul și sfatul Părintelui Arsenie, continuă și astăzi să primească binecuvântare și ajutor de la Părintele, pentru că Părintele nu ne-a părăsit și îl simțim viu în amintirea sfaturilor pe care ni le-a dat, a învățăturilor care au fost consemnate, că Părintele n-a scris, n-a avut timp, el s-a jertfit pentru slujirea Sfintei Liturghii, pentru mărturisire, pentru povață, pentru sfat, astfel încât cărțile care au fost scrise au fost din înregistrările și mărturiile celor care l-au cunoscut. A fost mișcat și bucuros de venirea înalt preasfințitului în Dobrogea și spunea că a răscolit pământul să scoată sfinții, pentru că ne aducem aminte de anul 2001, atunci când au început procesiunile, când au fost scoși spre închinare în procesiune și aduși la cripta de la Nicolițel Sfinții Zotii, Catal, Camasie și Filip. La numai 2 luni de la acest eveniment se descoperă moaștele Sfinților Epictet și Astion, tot în același șir de descoperirea lui Dumnezeu. Au fost și aflarea moaștelor sfinților de la Adam Cristin, care erau la Institutul de Antropologie din București, și impresionat de suflul pe care l-a adus
mișcarea de vibrație duhovnicească adusă de înalt preasfințitul, a exclamat când l-a întâlnit spunând că înalt preasfințite de 2000 de ani vă așteaptă Sfântul Apostol Andrei aici în Dobrogea să revigorați viața creștină. Sigur, noi vom menționa fiecare experiență avută cu Părintele Arsenie. Sunt sigur că fiecare din cei care l-au cunoscut ar putea să scrie o carte sau să povestească experiența pe care au avut-o. N-ar fi rău ca cei care aveți posibilitatea să scrieți câte o mărturie din viața Părintelui, care va rămâne o amintire și va fi un va contribui, să spunem așa, la cunoașterea mai bună a influenței pe care a avut-o Părintele Arsenie față de lumea pe care a întâlnit-o. În ordinea soția voastră, știu că ați avut mare respect și admirație față de Părintele Arsenie și îl cercetați mereu. Vrem să ne împărtășiți din modul în care l-ați cunoscut și l-ați văzut pe Părintele Arsenie, pentru că a fost un, o să spun așa cum este denumit, un apostol al Dobrogei, încă din 1976, când a venit la Techirghiol, și continuă să propovăduiască mai departe. Să-l numim. Prea cuvioase pe Părinte Exar, prea cuvioși, prea cucernici părinți, iubiți credincioși, a vorbi astăzi despre Părintele Arsenie Papacioc însemnează să fac o doxologie, pentru că acest slujitor m-a întâmpinat cu niște ochi pătrunzători, plini de raze de lumină. Privirea Părintelui Arsenie este unică și întotdeauna cugeta la ceva și nu înceta cugetarea sa niciodată. Era un purtător al Harului lui Dumnezeu necontenit. S-a născut în județul Ialomița din părinți credincioși, a făcut școala primară acolo, a mers la București și unde s-a înscris la școala de arte și meserii, specializarea sculptură. După aceea, parcursul vieții sale a fost foarte zbuciumat. Erau vremuri tulburi, vremuri grele, în care oamenii își foloseau unii libertatea în sensul de a deveni robi. Puțini își foloseau libertatea de a rămâne liber cu sufletul. Libertatea este cel mai mare dar pe care ne l-a dat Dumnezeu. Dar a fi liber însemnează a avea un orizont și a te lăsa călăuzit de Dumnezeu. Libertatea e cel mai mare dar pe care Dumnezeu ne l-a dat. Și iată, după ce am părtășit cunoștințe atât de folositoare pentru viață, a trăit o viață foarte intensă. Sigur că în vremea aceea, când erau frământările atât de mari, între cele două războaie, erau și curente puternice. Poporul voia să-i rămână țara și neamul, să fie liberă și țara și neamul.
s-au făcut diferite mișcări față de care Părintele n-a rămas pasiv, dar în orice mișcare s-a aliat, el a avut în vedere credința, neamul și țara și a iubit semenii nespus de mult. Sigur că a fost arestat din tinerețe, a avut și o funcție interesantă de primar o vreme, după aceea s-a dus și a dorit să meargă la mănăstire, a cutreierat locuri deosebite, a ajuns la mănăstirile din Oltenia, după aceea a ajuns la mănăstirea Neamț, acolo a fost și profesor. După ce a fost arestat, vrednicul de pomenire, Patriarhul Justinian, l-a chemat la Patriarhie ca să se ocupe de atelierele de acolo, fiind sculptor. Sigur, o lucrare interesantă pe care a făcut-o a fost chivotul sub chipul mănăstirii de la Argeș pentru mănăstirea Vladimirești. A făcut un chivot sub chipul acelei mănăstiri. Și iată, Patriarhul îl ocrotea. A fost călugărit la mănăstirea Antim. Ce părinți deosebiți! Cine l-a călugărit? Era monacul Benedict Liuș. Cine a fost stareț? Părintele Naș de călugărie, Părintele Petroniu Tănase, care apoi a fost vețuitor în Sfântul Munte, un model de vețuire. Sigur, a trecut prin multe încercări. S-a aliat la mișcarea Rugul Aprins, a ajuns și în Moldova, la alte mănăstiri, chiar și la Rareu, a fost în legătură cu Daniel Sandu Tudor, acel mare inițiator al mișcării acestei rugăciuni a inimii, pentru că la Rugul Aprins se promova rugăciunea inimii, meditația. A fost în strânsă legătură cu Părintele Sofian, care a fost și el vețuitor la mănăstirea Altim și la mănăstirea Plunguita. Acești duhovnici și-au avut un mare rol la mănăstirea Neamț. Părintele Anxenie s-a îngrijit să aducă elevi dintre frații care erau mai ales la mănăstirea Sfântia și la alte mănăstiri din jur. Și deși erau mai frați, Părintele Arsenie îi înzestra o aureola de călugări ca să nu fie dați afară. Și iată, de acolo, de la mănăstirea Neamț, din acești elevi aduși să studieze, au răsărit 7 erari, astfel încât Părintele Arsenie a fost un neobosit luptător pentru adevăr, pentru Scriptură, pentru Sfinții Părinți, pentru viața frumoasă și adevărată. În mai multe răstimpuri a fost arestat, dar când a ajuns, a fost și la Vaslui. A fost și în alte părți, în Moldova, când a ajuns la Aiud, acolo a găsit pe părinții și intelectualii plini de frica lui Dumnezeu și de rugăciune. L-au copleșit cei ce aveau rugăciunea aprinsă, necontenit. S-a molipsit atât de mult de rugăciunea lor. Și el era un rugător,
dar îi vedea pe cei închiși că rugăciunea îi liniștea, le aducea pace, le aducea bucurie lăuntrică. Și iată, uneori trebuia să suporte frigul și striga la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, cu ajutorul Tău pot să scapi din acestea. Și iată, a fost și stareț la mănăstirea Cheia, dar nicăieri n-a putut să se statornicească, pentru că a fost chiar și un orden de la securitate să nu prea stea în București, nici aproape de București. De aceea și-a găsit locul la Techerghiol și aici a fost locul binecuvântat, Pământul Apostolic, care l-a primit pe Părintele Arsenie, care a fost un apostol al zilelor sale, pentru că el a înnoit credința în atâția oameni. Îl asaltau călugării, călugărițele, preoții, intelectuali, oamenii simpli, demnitari, mulți demnitari au ajuns la Părintele Arsenie și pe mulți care erau rătăciți, i-a adus cu picioarele pe pământ și cu mintea i-a trimis la cer. Avea o înțelepciune și o determinare să nu lase omul cu sufletul gol, ci să-l umple de nădejdea în Hristos. Avea un stil de a vorbi atât de pătrunzător. Stilul său de vorbire era atât de direct și atât de scurt. Nu se întindea niciodată la cuvântări lungi, ci la expresii și fraze scurte, dar pline de înțeles, pline de sevă duhovnicească, te convingea, te întărea, te convertea dacă erai îndoielnic sau necredincios. De aceea am primit atâtea mărturii de la mulți fii duhovnicești ai Părintelui Arsenie. De aceea am și eu acum o avalanșă, nu numai cum am avut în vară din diaspora sau din alte localități, dar chiar din împrejurim creștini care au fost fii duhovnicești ai Părintelui Arsenie și vin la mine pentru că i-am fost atât de apropiat și avea multă răbdare. Deși era un om iute de fire și vorbea scurt, precis, dar niciodată în grabă sau să abandoneze pe cineva. Avea răbdare până la capăt, pentru că cine n-are răbdare pierde celelalte virtuți, după cum cine n-are iubire pierde toate virtuțile. De aceea Părintele Arsenie a fost un om de dialog și dialoga mai ales cu cele din lăuntru ale omului. Penetra în sufletul omului, făcea omul să se deschidă, să fie foarte sincer și căuta să valorifice potențialul fiecăruia. Cea mai frumoasă probă de înțelepciune, de putere, de sinteză, de răspuns pe loc, scurt și concis, ne-a dat în dialogul nostru de la Casa de Cultură. Dacă n-am fi făcut acel dialog, nu l-am fi cunoscut îndeajuns pe Părintele Arsenie. Peste tot unde a mers, a slujit
și a vorbit, i-a cucerit pe preoți, pe călugări, pe credincioși, pe toți cei de față. Dar când am propus să fac un dialog la Casa de Cultură, la început m-a întrebat, dar credeți că pot să fac eu acest dialog? Sunt convins că de câte ori vorbesc cu Sfinția voastră, mă cuceriți, vorbiți simplu, dar foarte direct și aduceți săgeata Harului Duhului Sfânt în sufletul omului. De aceea mi-am dorit să vorbească în fața unei mulțimi. Niciodată nu s-au adunat atâția oameni la Casa de Cultură, nici la marile concerte, nici la mari vorbitori. Toate holurile și până afară era plin de oameni și am pus camere și am pus microfoane ca să fie văzut și auzit Părintele Arsenie. Și cred că cele mai multe întrebări s-au depănat. M-a pus pe mine să fac o introducere și apoi am spus, Părinte, trebuie să vorbiți. Zice, eu nu țin conferințe, vreau să vorbesc cu oamenii. S-au adunat sute de întrebări și n-am vrut să rămână dator cu răspunsul la nicio întrebare. Și vorbea foarte concis, foarte concret și atât de plin, încât n-aveai ce să mai adaugi la răspunsul acela. Puterea de sinteză a Părintelui Arsenie a fost cu adevărat forța cea mai tare care l-a caracterizat. De aceea ochii săi erau atât de strălucitori și pătrunzători, pentru că arătau ce era în lăuntrul său. În lăuntrul său era un zestre mare. Și după ce am ținut această conferință, mi-a zis, prea mult a fost, prea mare m-ați făcut, dar nu-mi făcut eu, că așa sunteți, așa v-a lăsat Dumnezeu. Aceasta e zestea Sfinției voastre. Și atât de fericit am fost pentru oameni, pentru creștinii care vorbeau despre această întâlnire care a durat, cred că, vreo 4 ore, pentru că nu se mai terminau întrebările și deși răspunsurile erau foarte scurte, dar fiind atât de multe întrebări, am stat foarte mult acolo, dar nimeni nu s-a plictisit, nimeni n-a plecat și vreau să reconstituim acest dialog, cred că-l avem, pentru că a fost atât de grăitor. Părintele Arsenie, pentru Dobrogea, a rămas ca un luceafăr care nu se va stinge niciodată. Pentru că a și stat o vreme bună, din 1976 până în 2011. Iată, 35 de ani. Și în acești 35 de ani a avut multă misiune. A făcut o misiune atât de bogată și a adus atâția oameni la Hristos. Și nu că i-a adus la Hristos cu vorba, că avea un cuvânt limpede. Noi facem rugăciunea inimii și a minții. Dar dacă rugăciunea rămâne doar în minte și faptele noastre nu sunt conform rugăciunii, la cine folosești? Era un om foarte practic. De aceea se apropiau de el oameni iubitori de adevăr, de ceea ce este concret, de ceea ce este aplicabil. Foarte mult se foloseau toți cei ce veneau de la distanță.
când îl cunosc, știau că părintele Arsenie rămâneau marcați că au cunoscut pe cineva parcă coborât din cer, cum mi-au spus mie niște credincioși. Omul acesta nu e pământean și stătea mereu de vorbă cu oamenii și nu se lăsa ostenit și era mereu iubitor de toți cei ce veneau la el și simțeau iubirea și pe cei ce veneau cu viclenie să-l ispitească și pe aceia îi trata cum se cuvine. Le spunea cuvinte tăioase ca să nu mai ispitească pe Dumnezeu și să nu mai rămână indiferenți față de Dumnezeu. Dar se dusese vorba că înaintea părintelui Arsenie nu poți să minți sau să te prefaci. Pe mulți îi lua de când intrau și vedea pe chipul lor dacă vin să învețe sau vin să ispitească. Și le spunea cuvinte atât de directe încât nu mai îndrăzneau să fie cu două fețe, cu două gândiri bipolare, ci dimpotrivă îi aducea la adevăr. Părintele Arsenie, cu adevărat, în cei 35 de ani, a învățat continuu. A învățat neîntrerupt. A făcut legătura între timpul acesta dinainte de Revoluție și de după Revoluție și timpul apostolic. Mereu se raporta la momentul apostolic pe care l-a trăit Dobrogean și numai Dobrogean. Și iată, am avut o legătură atât de strânsă. De 2-3 ori pe lună trebuia să ne întâlnim. Nici nu puteam parcă să trăiesc fără Sfinția sa. Sincer, mă încărca atât de mult. Chiar numai când îl vedeam și îl auzeam. Era un om încărcat de daruri și de bucurii pe care ți le oferea. Că trăia mereu cu Dumnezeu. Și iată, și discipolilor săi pe care i-a avut, le-a transmis bucuria trăirii lui Dumnezeu. El spunea tuturor că tot ce faci trebuie să fie o rugăciune. Dacă nu este o rugăciune, timpul acela este păgubit. Sigur, era inspirația Duhului Sfânt în care trăia, de care face referire Sfântul Apostol Pavel, care spune: rugați-vă neîncetat și dați mulțumire pentru toate. Iar dragostea avea rolul preponderent. Nimeni să nu fie trist. Și cine nu trăiește în dragoste, trăiește departe de Dumnezeu și de semenii săi. Și așa este. Dragostea este împlinirea legii. Fără dragoste nicio virtute nu are rădăcină. Este ceva rupt. De aceea, dragostea unită cu rugăciunea, cu smerenia și cu răbdarea, cum le evoca părintele Arsenie, acestea cu adevărat făceau pe om chipzuit. Și iată, învățăturile sale erau experiențe trăite. Trăia intens fiecare clipă, nu doar fiecare zi,
și fiecare clipă. Și trăia cu fiecare durerea sau bucuria, dar spulbera durerea și tristețea întotdeauna. Cei ce intrau la Părintele Arsenie supărați sau îndurerați, ieșeau luminați și veseli. Pentru că aceasta era ținuta sa de un vesel. Nu poți să trăiești cu Dumnezeu și să fii trist. Dumnezeu este bucuria supremă. Dacă n-ai bucuria trăirii cu Dumnezeu, ai început să mori. Că cine încetează să trăiască bucuria omuniunii cu Dumnezeu, începe să moară cu adevărat. Fața Părintelui Arsenie totdeauna strălucea, parcă avea o aureolă. Și acum când privim chipul său, este un chip atât de luminos. În fotografiile sale vedem ceva cu totul distinct. O privire din adânc, nu o privire hipnotică, ci o privire din adânc. Pentru că tot timpul era cu mintea dincolo de lumea aceasta trecătoare. Și le spunea discipolilor săi de nu trăiți bucuria cerului, nu trăiți cu adevărat, să ne desprindem de cele trecătoare. Ne hrănim cu ele, cu cele trecătoare, pentru viața de zi cu zi. Dar sufletul să nu rămână departe de locul unde este rudenia sa, de unde este Dumnezeu. Și iată, Părintele Arsenie valorifica prin trăirea sa, prin cuvintele duhovnicești, prin citirile pe care le-a făcut și le-a împropriat în mintea, în inima și în viața sa, făcea cu adevărat o misiune atât de puternică și făcea cu adevărat un apostolat aducând pe oameni la realitatea cea mai înaltă a trăirii duhovnicești din viața aceasta. Suferințele l-au ajutat foarte mult. Chiar mărturisea că cine nu suferă n-are o experiență de legătură sfântă cu Dumnezeu și nici cu semenii. Și se referea la suferința lui Hristos, ca să fie aproape de noi, Hristos a suferit cu noi. Și suferința este cel mai mare dascăl, spune Părintele Arsenie. În suferință omul n-are voie să fie trist, pentru că suferința se termină în lumină. După cum moartea a biruit, moartea lui Hristos a biruit moartea păcatului și moartea neamului omenesc și a răsărit învierea. Fără suferință nu poate să fie tihnă pentru suflet și pentru trup, pentru că suferința anticipează bucuriile cele viitoare. Și iată, evoca suferințele celor din închisori și ajuta un coleg de-al său de celulă, era atât de trist și zicea, nu mai pot să sufăr. Părintele l-a luat și i-a spus, frate, cum poți să spui așa ceva? Cât mai este de trăit în viața aceasta? Câțiva ani, dar nu mai cârti să spui că nu mai poți să suferi. Hristos a suferit mai mult decât noi. Și cine suferă mai mult, are mai mare lumină
dincolo de viața aceasta. De aceea, cine are parte de suferință, să se bucure cu sufletul, pentru că doar trupul suferă. Sufletul nu trebuie să sufere. Sufletul suferă când păcătuiești. Dar când te lupți cu răul, atunci sufletul este în luptă. Și spunea Părintele Arsenie că lupta cu răul nu încetează niciodată. Cât trăiești, atâta trebuie să fie în luptă. Dacă nu lupți, până la ultima clipă, poți să pierzi toată osteneala suferinței și să cazi. Și avem atâtea exemple când oamenii au ajuns la mare înălțime spirituală, dar s-au împăunat, s-au încrezut în înălțimea lor și de la înălțime au căzut. De aceea Părintele sublinia și smerenia atât de mult, pentru că spune Sfântul Apostol Pavel, fără smerenie nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, astfel încât și smerenia este o latură atât de importantă a clericului, a monacului, a creștinului. Poți să ai toate virtuțile, dacă îți lipsesc acestea, smerenia, răbdarea și dragostea, le-ai risipit pe toate. Pentru că dragostea, spune Părintele Arsenie, este cea care primește toate virtuțile și le face statornice. Un om care iubește pe Dumnezeu și iubește semenii săi, niciodată nu se clatină, pentru că dragostea ține statornic în toate faptele sale, în toate năzuințele sale, în credința, în alergarea, în osteneala sa. Dragostea biruiește toată dorirea egoistă, toată invidia, toată mânia și toate celelalte patimi care izvoresc din păcatele egoismului, invidiei, mândriei, iuțimii, pofte cele rele, lăcomiei și a celorlalte. Iată, Părintele Arsenie a fost un om ordonat, echilibrat, întotdeauna vesel și cu un cuvânt potrivit pentru tot omul care îl întâmpina. Nu exista om să-l întâmpine, să-l întrebe ceva, să nu-i dea un răspuns scurt, răspicat și mulțumitor. Atât de atent a fost la răspunsurile pe care le dădea în dialog și gândeam, oare ce aș putea să mai adaug? Toate răspunsurile sale erau niște concluzii. Nu erau niște premize, niște începuturi. Toate răspunsurile erau articulate drept concluzii la întrebare, încât dacă adăugai ceva, stimuloseai răspunsul Părintelui Arsenie sau îl diluai și nu mai avea aceeași valoare. I-a dat Dumnezeu o putere de pătrundere pentru că a fost preocupat să-L cunoască pe Dumnezeu și a cerut lui Dumnezeu mereu să-L învețe, să-L inspire cum să-și facă misiunea, cum să fie părinte, cum să aducă credincioșilor razele Harului Dumnezeu. Și toate acestea au fost posibile prin razele Harului lui Dumnezeu. Dacă ar fi să abordăm și alte aspecte, ar trebui să mai vorbesc vreo 2-3 ore. Dar eu mă voi opri, am și taina Sfântului Mastru,
Și de aceea, în câteva minute, voi pleca la Biserica Sfântului Ilie, la taina Sfântului Mastru și voi lăsa pe toți părinții să vă împărtășească despre Părintele Arsenie, că toți au fost marcați de personalitatea Părintelui Arsenie. Părintele Arsenie rămâne pentru noi înțeleptul cel de neegalat, cel care a vorbit scurt, sigur, dacă erau multe întrebări, răspundea la toate și ieșea o vorbire mai lungă, dar frazele sale n-au fost niciodată întortocheate și nici cu echivoc, neavând nicio îndoială. De aceea, Părintele Arsenie rămâne un dascăl al nostru care nu va apune niciodată. Tot ce a învățat Părintele Arsenie este valabil acum și peste timp. El a învățat dintr-o trăire intensă. Și aceasta ne spune să nu vorbim în afara cugetării, în rugăciune și a simțirii sufletului înălțat către Dumnezeu. Cel mai mare dascăl, ne spune Părintele Arsenie, este rugăciunea, dar și suferința. Suferința este un mare dascăl și mulți din cei ce se rătăcesc, după ce se întorc de la binele din care au căzut, abia atunci cunosc valoarea binelui. De aceea, pe copiii, pe tinerii noștri și pe toți cei rătăciți, să-i ajutăm să se întoarcă. Că de aceea zice Apostolul, de veche vedea pe vreun om căzând într-o greșeală, îndreaptă-l pe acesta cu Duhul blândeților. Nu în seama să nu cazi și tu în ispită. Și dacă ai dobândit pe cel care a fost căzut, ți-ai izbăvit sufletul de moarte și ai acoperit mulțime de păcate. Misiunea noastră este ca tot ceea ce am înțeles, tot ceea ce credem, tot ceea ce învățăm, tot ceea ce trăim, să aibă continuitate. Să nu lucrăm în etape. Viața duhovnicească trebuie să aibă un fir continuu. În viața duhovnicească, Dumnezeu trebuie să fie trăit intens și deplin. Dacă Dumnezeu nu e trăit intens și deplin, Dumnezeu este departe de noi. De aceea avem nevoie de astfel de părinți care au fost exemple pentru noi și iată, Părintele Arsenie este un exemplu unic în felul său. Despre Părintele Arsenie, înainte de a-l cunoaște, mi-a vorbit nașul meu, Părintele Sofian Boghiu, un alt mare trăitor. Și l-au admirat, pentru că atunci când era rugul aprins, le-a tras atenția. Luați aminte că voi vorbiți numai cu mintea. Voi trebuie să vorbiți și cu inima. Și ce vorbiți trebuie să și simțiți. Dacă nu faceți aceasta, rugul aprins pe care l-ați inițiat se va stinge. Niciodată să nu se stingă lumina din noi, care trebuie să fie adevăr, credință, rugăciune, dragoste și răbdare. Toate aceste virtuți trebuie să comunice între ele. Dacă una dintre ele lipsește, atunci întregul este rănit
și poate să se tot diminueze. Și cum ne spune Mântuitorul Hristos, de-am păzit toate poruncile, dar una n-o păzim, suntem vinovați față de toate. Credința noastră trebuie să fie integră. Smerenia noastră să nu fie de ocazie, să fie o trăire intensă a nevrednicii noastre față de Dumnezeu, care se coboară la noi. În omul care nu este smerit, Dumnezeu nu are loc, pentru că El este Cel ce ne-a dat smerenia supremă, cum zice în săptămâna patimilor. Calea cea mai bună smerenia ne-a arătat, de când a spălat picioarele ucenicilor și până la cruce și groapă, smerindu-se pentru noi. De aceea, să luăm aminte, credința, nădejdea, smerenia, dragostea, răbdarea, dar și bucuria, și acestea să nu fie doar în mintea și în inima noastră, acestea toate trebuie să se transforme în fapte, să ne purtăm ca oameni care îl avem în lăuntru nostru pe Dumnezeu și care, cu adevărat, dacă vorbim din ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit nouă, că virtuțile acestea nu sunt ale noastre. Orice virtute este o floare, o floare care tinde spre veșnicie. Virtutea începe de la noi, că dorim să credem, că nădăjduim, că ne smerim. Dacă nu vine Dumnezeu cu harul Său și El rotunjește și împlinește virtutea, că aceasta e smerenia, nu avem nimic care să nu fi primit. Și dacă am primit și este darul lui Dumnezeu, zice Sfântul Apostol Pavel, pentru ce te lauzi? Ca și cum ar fi al tău. Toate pe care le avem, și mintea, și voința, și simțirea, și faptele noastre, și toate doririle noastre bune, sunt de la Dumnezeu, care e rădăcina binelui și care ne-a ajutat să dobândim tot ceea ce avem. Aceasta e concluzia la care ne aduce învățătura și trăirea părintelui Arsenie, care trebuie să rămână un reper pentru noi toți și să-l avem mai departe ca pe Părintele Duhovnicesc, care nu ne-a părăsit. Pentru că El trebuie să fie ajuns acolo unde a cugetat necontenit. El a cugetat atât de intens la Dumnezeu tot timpul, s-a rugat și a trăit fiecare clipă în rugăciune, în credință, în smerenie, în dragoste, în răbdare, în bucurie. Bucuria a fost pecetea care cu adevărat a arătat rezultatul tuturor virtuților pe care le-a trăit Părintele Arsenie. Așa să trăim și noi în aceste virtuți, să ne bucurăm mereu, să nu cârtim niciodată și să rămânem cu mintea și inima la cer și cu viața pe urmele Mântuitorului Hristos, ale Maicii Domnului și ale Sfinților, și să trăim din plin dorința noastră de suiși către cer, de iertare și de mântuire. Amin. Vă mulțumesc că ați avut răbdare. Acum cer învoire, dar rămâneți mai departe. Dacă v-am plictisit, îmi cer iertare.
mai vrem. Poate vom mai vorbi și despre Părintele Lefterie altă dată, să vedem. Sigur, Părintele Lefterie este cunoscut din darurile sale, dar cu noi aici a trăit mai puțin. Părintele Arsenie a trăit din plin și în apropierea noastră din 1976 până în 2011. A fost un interval generos în care Dumnezeu ne-a binecuvântat un astfel de părinte. Și așa cum spun cei ce l-au cunoscut și spunea Părintele Sofian, din tinerețe a fost ca un bătrân înțelept, cu răbdare, cu istețime, cu dorință de a ajuta pe alții, cu dragoste și cu bucurie. Și noi să avem în toată viața noastră, tineri, vârstnici, sănătoși sau mai puțin sănătoși, să nu ne pierdem darurile pe care Dumnezeu ni le dă nouă tuturor. Amin. Doamne ajută, nu mai vă deplasați. Să vă așezați. Nu aș putea să vorbesc despre Părintele Arsenie și nici nu încerc, pentru că cum ar vorbi să spunem ucenicul despre profesorul lui, despre mentorul lui, deși nu mi atribui calitatea de ucenic a Părintelui Arsenie, că nu fac ce făcea Părintele Arsenie. Vă voi vorbi doar din experiența pe care am avut-o, sau cum am folosit eu, de rânduiala aceasta a lui Dumnezeu de a mă întâlni cu Părintele Arsenie. Pentru că a fost o rânduială a lui Dumnezeu. Va trebui să fac și câteva precizări despre viața mea ca să înțelegeți cum a contribuit Părintele Arsenie la echilibru vieții mele în mănăstire. După ce am încercat să dau la seminar, îmi doream să fac seminarul la Buzău, că așa era repartizat Niculițelul atunci la Buzău. L-am luat, a fost un periplu cu profesională, cu steral, și după experiența avută și în armată în timpul Revoluției, am renunțat la ideea de a face facultatea de teologie și m-am hotărât să mă retrag la liniște. Socotind că viața din mănăstire este un loc liniștit, unde făcând ascultare, stai izolat, retras de lume, așa cum citisem eu câte puțin din cărți, cum văzuse la Mănăstirea Cocoș, Mănăstirea Celii Perești și Mănăstirea Salon, pe care le vizitam mereu, și am ajuns la Mănăstirea Dervent, tot printr-o rânduială a lui Dumnezeu. Nu mi-am ales eu mănăstirea, tot Dumnezeu a rânduit să ajung aici. Era o obște la început, erau trei părinți veniți de la Mănăstirea Cocoș, Părintele Stales Gheorghe Avram, Dumnezeu să-L odihnească, Părintele Sava Gana, Dumnezeu să-L odihnească, acum un an ceva, pleca și dânsul la Domnul, și Părintele Teotim Popa, care este acum starețul mănăstirii Murfatla, la Basara. Și știam că trebuie să ascult de toți. Și am început ascultarea mănăstirii. Însă, la un moment dat, după o Sfântă Liturghie, Părintele Sava spune: hai, faceți 12 metani și veniți la părtășit.
A zis, părinte, dar nu m-a spovedit. Părintele avea o vorbă, bă, bubă, stași din gură și trece ceva din Banat. Treci și se împărtășește, nu mai comenta, n-ai drept. Și am făcut ascultare, n-aveam cum să mă opun. Am avut, mi era și duhovnic, pentru că părintele Staris mi l-a recomandat duhovnic pe părintele. Mi-a mărturisit nedumerirea la scobedanie, nu s-a mai repetat, dar nu s-a mai repetat pentru că părintele Stava a ajuns să se scobedească la părintele Arsenie Papacioc și a renunțat la practica care era în mănăstirea Cocoș și în alte mănăstiri, unde împărtășania se dă și fără scovedanie, și după anafură, și se dădea. Atunci era o perioadă, o influență din perioada comunistă, deci cu părere de rău spun că am înțeles că se mai practică și astăzi, și socotind că sfârșitul e aproape, trebuia să te împărtășești în fiecare zi. Astfel că Sfânta Împărtășanie era împărțită în cutiuțe și oamenii în fiecare zi o luau ca să fie împărtășiți. Nu m-am retras din lume, era mai retras acasă din lume, pentru că după un an și ceva, mănăstirea a început să fie frecventată de oameni. Cu accidentul care s-a întâmplat la peșteră cu părintele Nicodim Dincă, obștea mănăstirii a trebuit să suplinească și obște pentru peștera Sfântului Apostol Andrei, astfel că din 24 am rămas în Dervet doar 8. Ceilalți au plecat la pește. Asta în duplan 93. Tot din necesitate am fost hirotonit și preot, am rămas și duhovnic, eu și părintele Stareț Gheorghe, care alerga începuse în șantierul, iar eu rămas la mănăstire. Îmi dorisem să cer sfatul părintelui Arsenie înainte de a fi hirotonit preot. Aveam nevoie de o încurajare să renunț, să nu fiu hirotonit. Asta mi-am dorit să ajung la părintele, însă părintele duhovnic mi-a zis că la părintele Arsenie se spovedesc episcopii și oamenii mari, n-am ce să caut acolo. Am acceptat. Numai că după plecarea părintelui Sava, i-am vrut să mă spovedesc la părintele Stareț, iar părintele Stareț a zis, nu, părinte, suntem numai doi, să nu apară tensiuni între noi și să lezăm sinceritatea la spovedanie, mergeți și vă spovediți la părintele Arsenie. Și am ajuns la părintele Arsenie din ascultare. Bineînțeles, a fost, pentru mine era un moment atât de emoționat și l-am trăit din plin, mai ales că lucrul acesta s-a întâmplat chiar pe 13 noiembrie de Sfântul Ioan Gură de Aur și părintele m-a primit cu atâta deschidere și bucurie, de fapt așa-i primea pe toți și lucru care era foarte frumos și interesant la părintele, te privea și te analiza și stătea țintit pe tine cu toată atenția, nu își lua ochii de pe tine. Astfel încât trebuia să fii sincer și să fii pe poziția care trebuie. Cum o luai puțin greșit, venea și avertizarea. Și rămas și duhovnic al mănăstirii, lume multă, veneau, eu nepriceput, mă duceam la părintele cu o listă de păcate și două, trei liste de probleme pe care le întâmpinam și nu știam cum să le rezolv. Vă spus, eu am venit de la țară, fără experiență, fără prea multă legătură cu lumea și am ajuns într-un loc unde trebuia să fiu pe poziție, să dau răspuns, să lovesc de problemele liturgice și la un moment dat, aveam o soră, o doamnă din Călăraș, care ajuta la bucătărie și pentru că nu aveam camere multe la cazare, băgam și pelerii la dânsa
în cameră și îmi spune că, uite, din persoanele care erau cazate cu dânsa, știți că doamna se împărtășește fiecare dimineață. Zic, nu se împărtășesc pe fiecare. Păi da, acolo că mi-a zis că are de la un părinte, de la Tulcea, are împărtășanie și se împărtășește fiecare zi. Am rămas surprins. N-am avut curajul să-i spun ei ceva și am așteptat momentul să ajung la părintele Arsenie. Am ajuns la părintele Arsenie, i-am spus despre problema respectivă, plus începuseră să apară niște pelerini care spuneau de legătură sau niște minuni ale Maicii Domnului de la Vladimireș cu Maica Veronica, era așa ceva foarte amestecat. Eu doar prindeam o crâmpeie din discuții, neîncercând să aflu mai mult. Dar când am ajuns la părintele Arsenie, m-a spovedit și după spovedea ne-am spus despre lucrurile acestea, întrebarea a fost, dar în altărea Sfințitul știe? Și am zis, nu știu. Și că va trebui să-i spui și dacă te va da afară din mănăstire, vorbim după aceea. Am plecat foarte uimit de faptul că părintele Arsenie mi-a zis, dacă mă dă afară din mănăstire, iar eu pentru mine, mănăstirea de Rând era casa mea, locul meu. Am plecat foarte surprins de întrebare, de ce mi-a zis părintele. Numai că a ajuns acasă, a doua zi a trebuit să plec la Brașov, la una din familie care frecventa, început să frecventeze mănăstirea și care era în legătură cu Vladimireșcu. A fost o experiență, e mult de povestit, dar nu intru în esență. Vă spun doar esențialul, după ce am rămas seara la masă, am uitat până târziu, a doua zi dimineață ne-am trezit cu un potir, niște bucățele de pâine uscate, o linguriță și o batistă. Mi-am dat seama despre ce este vorba, m-am cutremurat, n-am știut ce să fac. Aveam 23-24 de ani. Am luat niște pâine care aveam în bagaj, am înlocuit-o și am mimat împărtășirea cu acea pâine, nu cu ce era acolo. Am plecat spre Sibiu, aveam treabă acolo, la întoarcere am oprit la mănăstirea Cârțișoara, unde am avut l-am găsit pe părintele Paulin Leca și care cunoștea foarte bine fenomenul Vladimireș cu tot ce s-a întâmplat până la închiderea mănăstirii. Și m-am hotărât ca seara, când am rămas din nou acolo, să iau punga aceea cu sfinte, că nu socoteam că nu trebuie să rămân acolo, și să le aduc la înaprea Sfințitul, că oricum trebuia să vorbesc. Și am luat-o, am ajuns la mănăstire, am spus părintele stare despre situație. Dânsul a zis, mergem împreună la înaltea Sfințitul. Eu a spus, până acasă s-a stricat mașina, s-a făcut praf, s-a stricat motorul, a rămas în noapte. Și am plecat cu părintele stare să venim la înaltea Sfințitul, la poda Butelie, am avut accident, am abandonat mașina. Și am ajuns la înaltea Sfințitul, care a fost foarte uimit de situație. I-am lăsat sfintele care apoi mi le-a dat să le consumam. Și numai că furând ceva, trebuia să suport consecințele. Luni am primit telefon că mi s-a făcut plângere penală și că va veni poliția să fiu anchetat, pentru că pe lângă anafora care am luat de acolo, aș fi luată și multe bijuterii. Dar ce vreau să vă spun, că exact la o săptămână, ceea ce mi-a spus părintele, că dacă mă dă afară din mănăstire, discutăm după aceea. Bineînțeles, asta a fost, părintele, ce vreau să spun, în toată istorisirea acestor lucruri, că părintele Elefterie, părintele Arsenie, a fost cel care a stopat un curent care putea să se înfiripeze în mănăstirea de Rând și pe care, prin rugăciunea, dar și prin sfatul dânsului, am reușit să evităm.
Apoi ceea ce pe lângă lucrul acesta, pentru mine Părintele Arsenie a fost cel care mi-a susținut statornicia. Că știți că diavolul nu duce în mănăstiri ce scoate și am avut momente în care, bine, nu neapărat să plece în lume, eu scoatele din mănăstire nu neapărat să plece în lume, să te duci să lași călugăria. Este și o ispită de lucruri înalte, că eu am vrut să plec la Atos, știți? Am zis că am fost acolo, noi începusem șantierul, mi s-a părut că este multă agitație în mănăstire și în Atos e mai liniște. Și i-am mărturisit Părintele Arsenie după o spovedanie, zic, Părinte, mă bate gândul să plec în Sfântul Munte. În vizită, nu? Deci nu, de tot. Ce să cauți acolo? Să ne faci de râs? Și după ce a ridicat Domnul lucru care se întâmpla foarte rar, dar acesta l-am surprins că îl făcea în momentele când te simțea fie că ești mândru, fie că ai deraia de la drum. După care am început să continui pe Domnul Bun. Părinte, duhovnicii ține, a legat și a dezlegat cel mai mare de mintea, te duci, te izolezi, să trăiești și doar pentru tine. Dar oamenii au nevoie și m-a lămurit, de atunci nu mi-a mai trebuit. Dar vreau să spun că mulțumesc că am rămas statornic la Dervent și spunea dânsul tot în continuare și că dacă nu este statornicie, nu mai putem să vorbim de viață duhovnicească. Dacă tot te răsădești, te răsădești, te răsădești, nu. Și că e altceva să pleci cu binecuvântare sau dacă e ascultare, dar dacă pleci de capul tău, nu ai să aduci roade niciodată, pentru că permanent dai să prinzi rădăcini și când să dai roadele, nu mai este. Părintele Arsenie a fost pentru mănăstirea de Vent și elementul de echilibru pentru toată obștia, pentru că orice problemă pe care o aveam, mi era foarte simplu, mi-e mai greu acum, mergi la Părintele Arsenie. Păi nu, că uite așa, mergi la Părintele Arsenie. Veneau lămuriți, liniștiți, iar cei care totuși nu reușeau să se echilibreze, să găsească, eu știu, soluția în cuvintele Părintelui Arsenie, a mers și când l-a văzut la ușă, a zis, nu mai am ce să spun, ți-am zis tot, du-te și ascult acolo în mănăstire, că așa te mântuiești. Asta, Părintele a fost părinte al bucuriei, al liniștii și ceea ce am simțit eu la Părintele, analizându-i viața, era un om liber. Un om liber în fața lui Dumnezeu, în fața oamenilor, indiferent cine era, nu avea trac, chiar dacă era, venea prea fericit un teotist sau veneau alți episcopi, îi primea cu toată bucuria, cu toată liniștea și l-am simțit prin lucrurile acestea liber. Și l-am admirat pentru că pe lângă efortul pe care îl făcea cu atâta lume care își cereau fel și fel de soluții, fel și fel de se rezolve problemele, Părintele reușea să-și păstreze bucuria și răbdarea pentru fiecare în parte și dăruirea aceasta pe care o avea, cred eu, este o așa, făcea din marea iubire pe care o avea pentru oameni. Și socotea că atât Sfintele Slujbe și Sfintele Taine mântuiesc pe om. Punea un accent deosebit pe pomenirea de la prostomidie, perioada cât era în putere. Cu două ore înainte mergea în Sfântul Altar, făcea proscomidia și pomenea pomenicile pentru ca să nu prelungească slujba cu timpul care i-ar fi fost necesar pentru pomenirea pomenicilor. Astfel, la ora 4 era în biserică, făcea proscomidia, pomenea pomenicile și când începea Sfânta slujba și Sfânta Liturghie, era trup și suflet acolo. Nu evita orice discuție. Îmi spunea un părinte că a mers și a zis, părinte, eu sunt începător, să mă învățați cum să fac la slujbă. Și că părintele mi-a zis așa, te uiți la mine și ce vezi aia faci.
Adică fără să știi că dacă ai nelămurit, vă iubim după slujbă, după Sfânta Liturghie. Atât de multă atenție dădea trăirii din timpul Sfintei Liturghie. Făcea cu toată atenția, cu toată pătrunderea celui care era acolo spovedania, socotind că iertarea păcatelor ajută la mântuire. Și de aceea nu s-a dat înapoi, chiar dacă și neputința bătrâneții îl putea scuza să nu mai primească oameni, nu a renunțat până în ultima clipă a vieții. I-am văzut credința, așa ca o analiză, deși am spus că nu vorbesc despre părintele, dar nu pot. La 93 de ani, când a trebuit să fie operat la coloană și când avea oferte și era recomandat să meargă fie în Germania, fie la Viena, fie în Franța, părintele a zis că nu, Constanța. Părinte, măcar la București. Nu. Și a zis, eu mă las în mâna lui Dumnezeu, nu a oamenilor, a medicilor. Iar eu am încredere în medici ăștia, s-au venit de la mine, s-au spovedit, le-am dat sfatul, mi-au citit cărțile. Unde să mă duc eu să nu cunosc pe nimeni? A fost o ziua, operația a fost o zi cu mare emoții, pentru că medicii spuneau că anestezia la vârsta aceea, dânsul avea și problemele cardiace, avea și cu plămâni, că rămăsese urme din perioada cât a fost închis. Însă bucuria a fost mare, părintele și-a revenit. Și la întâlnire l-am întrebat, părinte, mai sunt dureri? Părinte, mai sunt, dar a tăiat din os, mi-a zis medicul, 6 luni trebuie să, o să mai mă doară, dar după aceea o să treacă. Fără nicio urmă de tânguire sau de părere de rău pentru ceea ce trecuse. Adică un luptător până la capăt. Multe ar fi de spus, sunt lucruri din întâmplările pe care le-am avut cu dânsul. În general, eu l-am cam cruțat pe părintele, mergeam la spovedi și totdeauna căutam să plec cât mai repede, știind ce este la ușa părintelui, și aveam privilegiul acesta când venea către un călugăr sau un părinte, îl lua în față și mi-era și jenă și față de lumea care stătea cu orele să poată să intre la părintele. N-am știut că este ultima noastră întâlnire în lumea aceasta, dar cu 8 zile înainte de a pleca la Domnul, am fost maspovedit. I-am pus eu niște întrebări mai privitoare la viitorul bisericii, a lumii, așa, dar scurt, la care părintele mi-a răspuns și pentru mine rămâne testament de luat în seamă, un testament duhovnicesc, care îl socotez foarte valabil. A spus, părinte, dacă vom fi cu Hristos, vom ști ce să facem. Dacă nu, am pierdut tot. Și văzând vremurile atât de agitate și de tulburi, legătura aceasta cu Dumnezeu permanent, că dânsul spunea o prezență continuă, și vă spun că mi-a spus prima dată lucrul acesta și l-am auzit, nu l-am înțeles. O prezență continuă. Eu recomand o prezență continuă. Nu mi-am dat seama. Dar apoi am înțeles că o prezență, o atenție continuă a noastră cu Dumnezeu, că aceasta asigură legătura cu Dumnezeu într-o stare permanentă, poate fără să fie nevoie să zici ceva, dar dacă te gândești că Dumnezeu este lângă tine și să o crezi, cred că asta a fost și lucru care le-a dat părintele atâta tărie. Să treacă prin atâtea lucruri și suferințe, pentru că părintele, pe lângă anii de închisoare pe care i-a făcut,
a avut o perioadă de închisoare în libertate, fiind urmărit de serviciile de securitate peste tot pe unde a fost și în dosarul de la securitate care l-a luat ultima notă informativă lăsat acolo era anul 1996. Cred că mai încoace n-a vrut să ne dea. Deci părintele a fost permanent supravegheat și urmărit și a știut să se descurce fără să se lasă compromis sau fără să fie cu ceva, că dacă îl găsea cu ceva era ceea ce s-a dorit, nu a renunțat la credință, la dorința de a propovădui, de a se face un apostol pentru oameni, iar în declarația dată la ieșirea de la Iud, a menționat un lucru, era pus declarație în care nu trebuia să spună ce s-a întâmplat acolo, știți? Dar părintele adaugă un lucru și condamn orice crimă, oricând și oricine ar fi făcut-o. Aia nu-i cerea să facă. Adică nu-i cerea doar să-și ia angajamentul că nu va spune ce-a pătimit în închisoare. Dar părintele scrie și lucrul și condamn orice crimă, oricând și cine a făcut-o. Da. Pe zi ce trece îmi dau seama că am fost din rânduiala lui Dumnezeu sub îndrumarea unui sfânt. Spun pe zi ce trece pentru că poate atunci când era cu noi nu înțelegeam exact viața, nu înțelegeam valoarea pe care a avut-o. Vorbesc despre mine, am spus-o știu, pentru alții, dar pe zi ce trece îmi dau seama că tot echilibru, toate îndemnurile, toate jertfa pe care a făcut-o din iubire, din credință față de Dumnezeu și față de oameni sunt atributele unui sfânt. Să dea bunul Dumnezeu, de aceea am și spus că ar fi bine ca experiențele fiecăruia dintre dumneavoastră să fie strânse, poate vor contribui la un moment dat la recunoașterea Sfințeniei Părintelui Arsenie. Mulțumesc! Cu ascultare de către Părintele Iustin Plâncu, pentru că aflase că aici, în Dobrogea, a venit un ierarh tânăr care și-a propus de la începutul arhieriei sale să construiască multe mănăstiri. Așadar, în 2002 l-am cunoscut și pe Părintele Arsenie Papacioc. Părintelui Arsenie Papacioc, din câte mi-amintesc, îi plăceau provocările. De îndată ce intrai în chilia lui, nu te lăsa prea mult timp să-ți tragi sufletul și parcă l-aud zicea, haideți, atacați, n-avem timp de pierdut, întrebați, un om îl cunoști după întrebări. Apoi adăuga, Arsenie, acum să te văd cum o scoți la capăt. Avea această exprimare ca și cum s-ar pregăti pentru tirul de întrebări care urma să-l copleșească. Introducerea aceasta era un fel de leitmotiv la care recurgea ori de câte ori mergeam în vizită
în chilia smerită de la mănăstirea Tecrion. Avea o plăcere deosebită să discute despre orice, ori în șir, cu o înflăcărare debordantă. Și atunci când începea să vorbească, uita cu desăvârșire de anii grei pe care îi ducea în spate. Se transfigura realmente la față. Ochii îi străluceau, mâna împetea gesturi tandre prin aer și din când în când închidea și trengărește câte un ochi cu conotație de ghilimele, adică știți voi de fapt cum stau lucrurile. De la Sfânta Scriptură, din care citea pe de rost pasaje întregi, trecea cu o ușurință socratică la Sfinții Părinți, la teme istorice, la amintiri din copilărie, din adolescență, din viața de pușcăriaș, din viața monahală, viața când a fost primar la Zărnești, până la noutățile mondene. De la tonurile cele mai grave, aluneca spre snoave, atât de nostime încât se inunda chilia sa mică de râsete zglobii și nevinovate. Din punctul meu de vedere, avea o minte brici, aș spune, care sfida bătrânețea. O luciditate pe care ar fi invidiat-o orice tânăr, orice adolescent. De altfel, lângă părintele Arsenie Papacioc, am înțeles că tinerețea nu are vârstă. N-aveam noi întrebări câte răspunsuri mi-ar fi putut el da. Și, invariabil, la sfârșitul oricărei discuții pe teme duhovnicești, termina cu un cuvânt despre moarte. Spunea părintele, dacă tinerețea ar ști și bătrânețea ar putea. Și adăuga, dragii mei, timpul este un dar neprețuit. Am stat la căpătâiul multor muribunzi și toți ar fi vrut să mai trăiască măcar o zi. Moartea, să știți că nu vine să-ți facă o cafea. Moartea vine să te ia. Pur și simplu, vine să te ia. Și atunci vei fi întrebat, tu ce ai făcut cu darul pe care l-ai primit, cu timpul tău? O întâlnire cu bătrânul dura cel puțin 2 ore, spre disperarea maicilor care îl îngrijeau. Așa a fost de fiecare dată, ori de câte ori i-am trecut pragul chiliei, aproape lună de lună, timp de 10 ani, de când l-am întâlnit prima oară și până când a trecut la Domnul. Plecam de acolo cu sute de aripi, să tot zbor încă o vreme, până când mă întorceam iarăși la fiul risipitor, rănit, zdrențuit, la tatăl nerăbdător să mă ia în brațe ca să-mi ostoiască durerile. Mi-aduc aminte că părintele avea și un umor neauș, fremătat de bucurie ca un copil, iar în unele momente era chiar de-a dreptul ghiduș. Sună odată telefonul, mi-amintesc. Răspunde. De partea cealaltă se aude o voce feminină de maică. Blagoslovis, părinte, cum spun maicile, și-a urmat toate celelalte. Și vorbește maica, vorbește, părintele ascultă o vreme, apoi se încruntă, apoi se destinde într-un zâmbet copilăresc, depărtează receptorul de la ureche și așteaptă, așteaptă, fără să mai zică nimic. De parcă ar fi avut tot timpul din lume. Și turuie maica, verzi și uscate,
părea tulburată. Avea și ea probleme de viață, ca și de moarte, ca toată lumea. Într-un târziu, își descarcă tot năduful și zice: ce să fac, părinte? Dați-mi un sfat. Părintele se conformează și răspunde cu tonul cel mai serios și grav posibil: soră dragă, te sfătuiesc să vorbești mai puțin. Și fără nicio altă explicație, pune tacticos receptorul în furcă, pentru că avea telefon cu furcă. Ochii părintelui, îmi amintesc, aveau o strălucire de copil poznaș uneori. A încercat atunci să-mi dea o explicație. Ce să fac toată ziua? Bla, bla, bla. Ele nu știu că sunt bătrân, că am aparat auditiv și mai ales că sunt cu niște oaspeți de seamă. Vedeți? Acesta era felul lui de a te face să te simți important. Să simți că pentru el viața ta contează. Și apoi a început să râdă. Ar fi trebuit și maica aceasta să vorbească mai concis. Oamenii ăștia uneori te caută pentru niște probleme de nimic. M-a sunat odată o doamnă să mă întrebe ce să fac acum că a căzut din pat. Și am zis: ce să faci? Ridică-te, soră! În momentele acelea îl priveam cu mare drag și îmi ziceam: cea mai frumoasă virtute, dacă ar fi să facem o evaluare a importanței virtuților pe o scară de valori, din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă virtute pe care au Sfinții este aceea de a fi firești. Firescul îi face să fie mai aproape de noi și tot firescul ne face pe noi să nu ne simțim striviți în preajma lor. Din punctul meu de vedere, acesta este un criteriu după care putem să evaluăm sfințenia unui om. Un om lângă care te simți copleșit de personalitatea și importanța lui, nu este un om, din punctul meu de vedere, care a atins măsurile sfințeniei. Este un om plin de sine, este o personalitate puternică, este tot ceea ce vreți, dar nu este un sfânt. Am întâlnit doi oameni în viața mea care mi-au transmis fără echivoc sentimentul că au atins măsura sfințeniei. Pe părintele Iustin Pârmul și pe părintele Arsenie Papacioc. Eu personal pe părintele Arsenie Papacioc nu l-am văzut niciodată mâniindu-se. Dar o întâmplare care mi-a dat de gândit, mi-a ajuns la urechi, povestită de un ucenic de al Sfinției sale. Mi-a spus că au intrat peste el, în chilie, doi tineri care au venit să-l provoace cu întrebări indecente. A stat bătrânul ce a stat, i-a privit îndelung, i-a măsurat din cap până în tălpi și odată s-a năpustit asupra lor ca un fost versat jucător de rugby. I-a împins dincolo de prag strigând: ieșiți afară, nenorociților! Atunci am înțeles că sunt situații în viață, chiar și în viața unui sfânt, când este mai potrivit să înfrunți răul decât să fii smerit și să te lași călcat în picioare. După cum bine știți, părintele Arsenie Papacioc nu-i suporta pe cei căldicei, care nu sunt nici reci, nici fierbinți. Pentru că el considera că temperatura duhovnicească o dă starea de prezență continuă, gândul neîncetat la Dumnezeu. De aceea spunea mereu: un suspin este o rugăciune și o clipă poate fi o veșnicie.
sau adăuga, eu nu sunt pentru tipic și la inimă nimic. Eu nu sunt de părere că trebuie să exagerăm în nevoință. O metanie, o simplă metanie, dacă o facem pe zi, este suficientă dacă o faci cu simțire. Mi-au rămas aceste cuvinte ale bătrânului întipărite în minte și în suflet până în ziua de azi. Părintele privea viața duhovnicească ca pe un război. De altfel, el a avut o perioadă în care a fost pe front. Dar bineînțeles că considera viața duhovnicească un război cu duhurile răutății și cu patimile din noi. Când spunea, nu deznădăjdui dacă ai pierdut o luptă, important este să nu pierzi războiul. Dacă ai pierdut o luptă, înseamnă că strategia ta de luptă nu este bună sau încă nu este suficient de perfecționată. Dar eu te întreb, adăuga bătrânul, tu ai vreo strategie? Ai ales să trăiești în viața monahală? Te-ai gândit vreodată că trebuie să trăiești după o strategie? Și apoi continua întrebând, care este, după părerea ta, cel mai grozav păcat? Iar eu începeam să înșir păcate care mai de care din cărțile pe care le-am citit și pe care le consideram a fi teribil de grozave. Iar apoi îmi puneau o întrebare ajutătoare. Să presupunem că ai fi în război. Care ar fi cel mai de temut dușman? Lăsa o pauză semnificativă, după care continua, deslegând enigma tirului de întrebări, zicând, desigur, cel mai periculos dușman nu este altul decât dușmanul de lângă tine, dușmanul cel mai apropiat de tine. De acela trebuie să te ferești mai întâi și mai mult. Tot așa este și în războiul nevăzut. Cel mai de temut păcat este păcatul care te stăpânește pe tine. Asupra lui trebuie să-ți aduni toată atenția, toată concentrarea și să îți construiești o strategie de luptă. Să identifici cu exactitate care este dușmanul este primul pas. Apoi să stabilești foarte precis care este distanța între tine și el, care sunt punctele lui vulnerabile, cu care armă și cu care arme și cu care aliați pornești în acest război, în această luptă împotriva lui. Și conchidea zicând, să știi că și noi călugării nu trebuie să luptăm la întâmplare, trebuie să avem o strategie, altfel lupta noastră este în zadar, altfel luptăm degeaba și ne risipim forțele. Așadar, vă spuneam că de multe ori am mers la bătrânul la techid, uneori pentru întărire sufletească, dar de cele mai multe ori de drag. Și de fiecare dată mă surprindea cu noi și cu noi frumuseți ale sufletului său, inepuizabil. De fiecare dată adunam o nouă bucurie peste bucuriile mai vechi. Dar într-o vară m-a surprins cu un lucru pe care nu mă așteptam niciodată să-l facă. A venit personal să vadă mănăstirea de la Casian. L-a dus un prieten bun, ucenic de-al Sfinției sale, părintele Ilarion, atunci domnul Dan. În ziua aceea s-a umplut dealul Casienilor de lumină, har și binecuvântare. Deși era neputincios cu trupul, ne amintesc că a fost purtat pe brațe până în sala de mese, a vorbit iarăși 2 ore neîntrerupt, ca de obicei. Mi-au rămas puternic întipărite în minte câteva cuvinte de ale părintelui rostite atunci. Eu vă spun sincer,
De ani de zile vreau să ajung aici, la Mănăstirea Casian, dar să știți că n-am venit să văd numai niște locuri, am venit să văd minunea locului. Și acum, dacă m-ați provocat, fără jenă vă spun, am văzut minune. Vedeți? Delicatețea extraordinară a părintelui Arsenie Papacioc. Ce era Mănăstirea Casian în 2000, în anul 2009? Era un început dezolant, deprimant, erau o îngrămădire de cărămizi care se ițeau pe un deal pustiu, neprietenos, bătut de vânturi și pârjolit de soare. Și cu toate acestea, el avea această frumusețe lăuntrică prin care știa să te încurajeze, prin care știa să-ți mângâie amarul, prin care știa să te motiveze să mergi mai departe, ca să devii un învingător. Dar la sfârșit, mi-aduc aminte la sfârșitul acelui dialog de la mănăstire, ca un adevărat cunoscător de suflete, ca să mă ferească de ispita mândriei, mi-a zis: ține bine minte lucrul acesta. Nu după cum începem, ci după cum vom sfârși, așa vom fi judecați. Și cu perspectiva sfârșitului, care nu poate fi atât, sau nu poate fi previzibil, trăiesc cu groază și în ziua de azi. Dacă m-ar întreba cineva care a fost trăsătura de caracter definitorie a părintelui Arsenie Papacioc, după părerea mea, a fost hotărârea. Părintele avea o hotărâre de fier. Acea hotărâre nu izvora din puterea lui fizică, pentru că avea de altfel o constituție destul de plăpândă, ci izvora dintr-o putere lăuntrică duhovnicească. Simțeam în preajma lui că era oricând în stare să moară pentru credința lui și pentru intențiile lui nobile. De altfel, această hotărâre a părintelui avea să o observ desfășurat în ultimile sale zile de viață, când era totalmente neputincios. Nu se mai putea ține pe picioare, nu mai putea vorbi foarte clar, era, am spune, un om sfârșit. În preajma lui mă încercau atunci sentimente contradictorii, o adâncă tristețe pe de-o parte, dar și un soi de bucurie, pentru că îmi veneau în minte cuvintele lui. Când eram mai tânăr, mă bucuram de fiecare an care trece, având conștiința că am mai sporit puțin duhovnicește. Dar acum, când sunt bătrân, mă bucur cu fiecare an care trece, pentru că știu că mă apropii mai mult și tot mai mult de veșnicie. Este teribil cuvântul acesta, pentru că, în definitiv, provocarea vieții pentru fiecare dintre noi este să îmbătrânim frumos și să avem optimism și să avem bucurie chiar și în ultimul segment al nostru de viață, bucurie pe care părintele Arsenie Papacioc o avea. Atunci avea 96 de ani. Era într-o duminică, ultima, când m-am dus cu obșa de la Casian să luăm binecuvântare. Când am ajuns la Techeghiol, la mănăstire, l-am găsit așteptând pe un scaun, în pridvorul chiliei, afară. Aștepta parcă să vină toți cei dragi să-și ia rămas bun, să-și ceară iertare de la ei, așa cum face omul care știe să se pregătească pentru moarte. În zadar încercau maicile
să-l convingă să meargă în chilie ca să se odihnească puțin. Le refuza ferm din priviri, nu mai era timp de odihnă. Așa l-am găsit, așteptând cu ultimele puteri, am mers sperând să luăm binecuvântarea. Obișnuia bătrânul, după cum știți, să sărute mâna oricărui preot, indiferent de vârsta lui. Gest pe care pe mine, cel puțin, mă onora și mă rușina deopotrivă, de fiecare dată când o făcea. Zicea părintele, ca să se justifice, două mari taine a făcut Dumnezeu. O fecioară în care s-a coborât toată dumnezeirea și preoția prin care se coboară Hristos în mijlocul nostru, iară și iară, la fiecare dumnezeiască liturghie. De aceea, pentru el să sărute mâna unui preot, indiferent de vârstă, era un gest prin care își arăta profunda recunoștință pentru Dumnezeu. Este teribil gestul acesta al marelui Arsenie, al bătrânului Arsenie, dacă îl punem în paralel cu reținerea tinerilor și a mai puțin tinerilor atunci când întâlnesc un preot, de a-i săruta mâna. Ceea ce arată, în ultima instanță, că pentru tinerii și mai puțin tinerii care refuză să facă acest gest, nu li s-a lămurit încă rolul mare și important al preotului pe acest pământ. Doi preoți care eram de față ne-am supus acestui ritual al bătrânului, dar un părinte rușinat a încercat să refuze, al treilea. Niciodată n-am văzut în ochii părintelui mai multă ofensă. A urmat ceva care n-am să uit niciodată. Fulgerător, ca într-o luptă, Scandenberg, bătrânul a apucat cu ultimele puteri mâna părintelui tânăr și smerit, a tras de ea cu o îndârjire eroică și a biruit până la urmă, sărutându-o. Apoi s-a lăsat în scaun epuizat, dar mulțumit că a făcut ceea ce se cuvine. La două zile după această întâmplare a murit. Am ajuns la părintele cu jumătate de oră după ce trecuse la Domnul. Făceam un tratament la sanatoriul din Techelion. Era întins pe pat, dezbrăcat până la mijloc, lângă el un ucenic și un medic. Eu îl priveam cu un soi de sfială și curiozitate în același timp. M-am surprins, tot privindu-l, că îi admiram trupul atletic, fără pic de grăsime, cu o piele perfect întinsă. Un trup de adolescent sportiv, mi-am zis. Ce frumos este părintele! În ultimele luni de viață, mai ales, pielea părintelui, pe mâini și pe față, se pigmentase cu acele pete maronii ale bătrâneții. Priveam și nu venea să cred ochilor. Vizibil, pielea s-a curățat până a căpătat o culoare alb sibefie. Am avut impresia puternică că sunt martorul unei minuni în desfășurare. M-am abținut să fac aprecieri cu cei de față. În zilele care au urmat, până la înmormântare, mai trăgeam din când în când cu urechea să aud ce vorbesc oamenii care veneau șiruri să aducă un ultim omagiu părintelui lor duhovnic. Am auzit de nenumărate ori cuvintele: ce frumos este părintele, ce față luminoasă are, ce mâini albe. Și atunci m-am încredințat că minunea la care am fost martor a fost cât se poate de reală.
Când am ajuns la mormânt, ca să dăm trupul pământului din care a fost luat, am citit cu lacrimi de uimire cuvintele testament care erau înscrise pe crucea Părintelui. Iisuse, 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 iartă-mă! Și am înțeles atunci că aceste puține cuvinte, atât de simple, exprimau cel mai bine întreaga sa viață. O răstignire continuă între dorul mistuitor de Dumnezeu și regretul omeneștilor trădări. Parcă ar fi vrut să zică, da, Doamne, Tu știi că Te iubesc, Tu știi că toată viața mea Te-am iubit, cu dor nestins, dar iartă-mi și acum, la sfârșit, toate omeneștile mele greșeli. Iisuse, 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 iartă-mă, mi se pare cea mai firească formă a rugăciunii lui Iisus. Rugăciunea inimii topită de dor și chinuită de remușcări. Rugăciunea neîncetată sau starea de prezență continuă, despre care Părintele ne vorbea adeseori. Atunci, în fața crucii de pe mormântul Părintelui, cu sufletul zdrobit de prea omenești tristeți, mi-au răsunat din străfundurile ființei cuvintele Lui: să iubești, să iubești mult, să iubești rana și pe Cel care te-a rănit. Un cuvânt greu, desigur, dar mântuitor. Iar pentru toate rănile de care încă eu personal nu m-am îndrăgostit și care încă mă dor cumplit, am înțeles că există o singură vindecare testament. Iisuse, 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 iartă-mă! Așa mi-a rămas în amintire Părintele Arsenie Papacioc, ca un om sfânt, un om care și-a făcut timp să fie om și pentru mine, și în viață, și în moarte. Amin. Mulțumesc. Dragii mei, dragi părinți, este o împrejurare ca, aceasta, de obicei, sunt mai multe sentimente care se amestecă. Vreunde se bucuria de a fi împreună și de a vorbi despre Părintele Arsenie. Sunt aici, sunt mai multe mulți fii duhovnicești din Părintelui. Apoi faptul că și cei care nu l-ați cunoscut direct ați venit aici, asta înseamnă că Părintele ne-a adunat aici să fim împreună. Și este un motiv de mare bucurie. În același timp este un moment de intensă emoție, pentru că pentru mine, cel puțin, Părintele Arsenie este omul care mi-a marcat fundamental viața. Știți, există în tradiția Bisericii așa numită paternitate duhovnicească. Adică noi avem părinți duhovnicești, avem care, când spunem părinte, ne gândim la tatăl duhovnicesc. Adică, nu știu dacă cuvântul părinte nu știu cuvânt în zona de a preoției, știți? Adică e un preot la care mă spovătesc. Nu, Părintele Duhovnicesc este altceva. Părintele este tata, știți? Și asta mă duce la faptul că Domnul nostru Iisus Hristos în cuvântul rostit în Evanghelia sa,
ne descoperă pe Dumnezeu în esența relației Lui cu noi. Pentru că Hristos ne descoperă pe Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru. Există multe credințe pe pământ, dar una singură, într-una singură, cel care crede, cred în Dumnezeu, care nu este o entitate nedefinită, nu este o, ci este cea mai apropiată persoană care poate fi de noi. Cine poate fi mai apropiat decât tata? Aici, bineînțeles, este și mama, este părtătea, dar în această perspectivă duhovnicească, tata este cel mai apropiat de noi. Îmi spune Hristos să nu vă numiți tată pe pământ, pentru că lumea unui singur este tatăl vostru cel din cer. Deci tatăl nostru cu adresă este Dumnezeu. Sau Dumnezeu este tatăl nostru. Sigur că această relație cu Dumnezeu Tatăl o trăim fiecare la capacitatea noastră de a înțelege lucrurile și la noastră afectivă. Dar în această relație cu Dumnezeu Tatăl în biserică noi avem această relație mijlocitoare care este la îndemână cu duhovnic care este Tatăl nostru duhovnicesc. Sunt multe persoane dragi mie de care m-am despărțit. De care, să zic eu, moartea trupească m-a despărțit. Persoane foarte apropiate și foarte iubite. Însă Părintele Duhovnesc, Părintele Arsenie, Părintele meu, pentru că este Părintele meu, chiar dacă El s-a fost Părinte pentru atâția, în alte mii de persoane, mii de oameni, este Părintele meu, personal, și care, sincer vă spun, este mai mult decât tatăl meu biologic, care l-am iubit și iubesc încă și acum foarte mult, și care a fost un om deosebit, dar Părintele Arsenie este pentru mine altceva, intră în altă categorie, unică. Acelor care, așa cum v-am spus, mi-au luminat viața, mi-au transformat viața de o manieră covârșitoare și nu știu dacă definitivă, pentru că, vedeți, noi suntem în libertatea noastră și ne putem mișca în această libertate așa de cum ne dorim, ținând cont sau nu de tot ceea ce am învățat de la duhovnicul nostru. Și știți, aici mă opresc un pic, fac o mică divagație, nu știu că știți, Părintele Arsenie s-a întâlnit la un moment dat cu Părintele Teofil Tăriean la Tichingor și au avut acolo o discuție foarte, foarte frumoasă, frumoasă și profundă și la un moment dat Părintele Teofil a zis, Părinte, credeți că noi ne vom mântui? Pentru că eu cred că o să mă mântuiesc. Părintele Teofil avea acea, știți cum, prezență, avea acea bucurie a copilului care îl covârșea și covârșea pe interlocutor. Avea acea inocență, acea puritate a copilului, bine, și datorită stării fizice și a avut un anumit tip de viață. La care Părintele Arsenie a zis, nu știu. Cum, Părinte, nu știți? Nu știu. Nădăjduiesc doar. Iată două poziții care, amândouă pot fi motivate, fundamentate, dar Părintele Arsenie a insistat până la sfârșit și a fost așa un fel de dispută între ei. Părinte Teofil insista că se vor mântui și când se spunea nu știu, și a ținut așa până la sfârșit, nu știu, nădăjduiesc. Așa și eu spun și eu, nu știu dacă ceea ce am zis la Părintele Arsenie
mă bazez pe mântuire, dar nădăjduiesc din toată inima mea. Și a făcut acest lucru în momentul în care cumva mă hotărâsem să intru monahist, după ce viața mea trecuse printr-o perioadă de încercări, nu o să spun că mari sau mici, de încercări, continue de parcursul mai multor ani. Iar Părintele Arsenie a fost cel care m-a purtat peste această prăpastie și m-a dus pe celălalt mal, ca să zic așa, în cealaltă coastă a prăpastiei. Și am mare îndoiel că aș fi trecut fără ajutorul lui, ca să nu zic am o siguranță, dar mare, mare îndoiel. Și în momentul în care, așa cum am spus, am împărtășit dorința mea de a intra monahist, pentru că iarăși dorința mea a venit în urma acestei relații cu el și eu am văzut în el bărbatul desăvârșit. Sigur că vă desfășește Hristos, dar iată că Dumnezeu rânduce și pe pământ să avem legături cu astfel de oameni absolut fabuloși. Iar pentru mine, Părintele Arsenie a fost un bărbat desăvârșit. Adică în el a pus Dumnezeu atâtea haruri, atâtea calități, încât eu n-am mai cunoscut în alt, poate, știu eu, să nu exagerez, poate, sau să nu fac denumicat, pentru că am mai cunoscut oameni, părinți extraordinari, pe Părintele Iustin Pârvu, Părintele Petroniu Tănase, care era iarăși un sfânt pentru aceasta, sfinți, Părintele. Pentru mine aici nu există loc de îndoială, ei sunt sfinți cu adevărat și eu îi mărturisesc ca fiind sfinți, mă rog pentru Arsenie ca la un sfânt, la Sfântul Părinte Arsenie. Nu am niciun dubiu și avem și anumite dovezi, deși nu avem, n-aș avea nevoie de dovezi concrete, pentru că eu așa l-am perceput și așa trăiește în mintea și inima mea. Și după m-a hotărât singur monahism, i-am împărtășit acest gând cam cu un an înainte să fac pasul. Că am fost întrebat de multe ori, Părintele Arsenie v-a spus să-mi dați monahism? Nu. N-ar fi spus niciodată așa ceva. Pentru că spunea, nimeni nu poate spune despre altcineva că este bun de să fie călugăr. Răspunsul acesta îl dă fiecare în parte. Sigur că l-am bucurat cu hotărârea mea și pe care tot trezeam să o pun în aplicare. Știți cum este? Înțelegeam, eram un om matur, aveam 50 de ani, eram un copil și îmi dat seama că o astfel de hotărâre presupune un drum fără întoarcere. Adică nu pot să mai scriu după aceea că nu mi-am dat seama că nu mi se potrivește sau că nu mă regăsesc în acest tip de viețuire. Trebuia să fie o hotărâre absolut matură și bine chipzuită și asumată integral. Și la un moment dat și tot mă întreba, ei, ce faci? Și tot amânam și tot spuneam, Părinte, mai am niște lucruri de rezolvat și tot așa. Și la un moment dat, așa cum am mai spus și altă dată, când m-am dus la el în toamna anului 2008, mi-a spus iarăși ce faci și eu am dat să bâlbui ceva și atunci mi-a zis, Părinte Ionele, nu mai e timp. Și atunci cumva am înghețat, pentru că mi-a dat seama că nu mai am timp. Și după ce mi-a spus să-mi iau bocșeluța și să plec, m-a luat în brațe și mi-a zis că numai el putea să spună smerenia, fratele meu, smerenia. Și acest cuvânt spune tot despre ceea ce înseamnă viețuirea noastră. Pentru că, iarăși, aveam cum foarte frumos, omule, de știi ce mare lucru e să fii om. Iar trăsătura fundamentală a omului adevărat este smerenia.
această poziție smerită în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos. Pentru că nu putem vorbi de o minimă asemănare a noastră cu Hristos decât în smerenie. După cum bine știți, în biserică, ierarhia o stabilește smerenia. Cel mai mare în biserică este cel mai smerit, adică Hristos. Nu este nici patriarhul, nici episcopul, nici mușecare mare părinte, ci cel mai smerit din biserică. Și aici s-a poate de mari surprize, știți? Nu știm cine este mai smerit din biserică. Apoi de Hristos, bineînțeles. Că este, în acest motiv, este capul bisericii. Nu știu ce mai smerit. Nu știu ce mai smerit. Acest cuvânt m-a pătruns. Aș dori să mă fi pătruns în cea mai profundă fibra ființei mele. Pentru că fără această înțelegere a vieții în smerenie, adaptăm obiectivul nostru care este îndumnezeirea. Deci, insist, mântuirea este un proces de îndumnezeire. Și înseamnă este un cuvânt așa, cum să spun eu, pretențios sau... Nu. Acesta este firescul omului, dragii mei. Sfințenia este firescul omului. Când Părintele Iosif spunea că Părintele era un om firesc, pentru că era sfânt. Adică sfințenia și firescul sunt lucruri care se suprapun, se juxtapun, sunt până la identificare. Acesta este ceea ce am primit de la Părintele Arsenie. În ce măsură aceste lucruri eu le transmis din jurul meu, arată măsura în care eu le-am impropriat. Nu cred că am ajuns la măsura care mi-aș fi dorit, că nu sunt sigur că am ajuns această măsură. Îmi doresc în continuare, nu știu dacă așa spun mereu, nu știu, doar mă dejuiesc, în mâna Dumnezeu, pentru că fără ajutorul lui Hristos, noi nu putem să ne despătim pe noi. Omul nu este capabil să facă ceva bun pentru el. Numai Hristos, tot binele, cum știți, tot binele vine de la Dumnezeu. Nu ne putem să ne curățim de patim. Ce suntem curățiți de patim, atunci ne punem, ne lăsăm la discuția Domnului Hristos ca să lucreze în noi și să înlăture din noi tot ce mai rămâne din sinele nostru. Sinele nostru care așa numește Hristos ne spune dacă vrem să-L urmăm, să ne repetăm de sine, să ne luăm crucea, să-i urmăm noi, să mergem după El. Acesta este drumul creștin, singurul drum posibil pentru cel care este creștin, adică mărturisitor lui Hristos. Pentru că a fi creștin înseamnă să fii mărturisitor lui Hristos și nu în cuvânt, ci prin viața ta personală, care să fie o viață mărturisitoare a lui Hristos, așa cum Părintele Arsenie a fost un mărturisitor permanent. Toată viața lui este un mărturisitor lui Hristos. Este un mărturisitor, așa va rămâne în sinaxarele atunci când va veni rândul ca Sfântul Arsenie mărturisitorul. Opinia mea, părere, ce se potrivește cel mai mult. M-aș opri aici, nu vreau să pentru că putem vorbi așa foarte mult, nici nu am fost. Deja ați auzit multe cuvinte frumoase despre Părintele Arsenie. Am vrea să punctez și eu prin prisma propriei mele experiențe această relație cu Părintele Arsenie. Și, în continuare, Părintele Cezar. Auzindu-l vorbind pe Părintele Ilarion, mi-am adus aminte de
două momente de răscruce din viața mea în mănăstire, când am fost numit stareț și la mănăstirea Cocoș în 2001. Părintele era plecat în concediu, era și luase două săptămâni libere și nu-l găseam. Și până la urmă am găsit un număr de telefon și l-am sunat în dorința să mă sfătuiască, că eu nu vreiam acolo. Și am luat legătura cu dânsul și am spus: părinte, uitați așa și așa. E ascultare? Zic, da. Păi dacă e ascultare, ce să mai vorbim? Scurt și să închească. În 2007, fiind propus vicar la arhiepiscopie, nu vreiam, am mers de două ori, știu, la părintele, i-am spus, zic, așa. Măi, părinte, dacă poți să scapi, bine ar fi. Am încercat, n-am putut, mă duc după vreo două săptămâni și spune, nu pot, tot, ei, acceptă, că e o funcție administrativă, să poate da și demisie. Lucru care s-a și întâmplat după 2 ani și 3 luni de zile. Și fără să, iar momentul demisiei a fost ales tot de părintele. Am mers, m-am spovedit și m-a întrebat, cum merge treaba? Zic, tot așa. Vezi cum faci să scapi de acolo. Bine, au durat 4 luni să reușesc, dar într-adevăr, după ce mi-a spus lucrul acela, din săptămâna aceea au început niște probleme, așa, care au fost confirmate că trebuia să plec de acolo. Adică, fără să-i mai spun ceva, eu m-am dus, m-am spovedit, m-am spus, stai, ce mai e pe acolo? Zic, vezi cum faci să pleci. Și acestea au fost lucrurile care părintele intervenea în viață fără să-i ceri, fără să te duci să-i milogezi sau să-i spui ceva. Nu m-a trebuit să fii atent să reții ce spune. Că de multe ori spunea o vorbă, plecam și stăteam și mă gândeam ce am vrut să spună. Și îmi dădeam seama după timp când se petrecea sau se întâmpla ceva. Nu vreau să exagerez cu nimic. Dar așa se întâmplau lucrurile cu părintele. Iar când te duceai cu mândrie sau ceva, era și momentul care te înțepa, cum a spus, să începi, mergi să te faci de râs. Mai spun o întâmplare cu o doamnă, mă spovedisem și mai vorbeam cu părintele. Și deodată auzim cioc-cioc, a dat poza la o doamnă înăuntru, maica, dar v-am spus să nu intrați. Nu, vreau să vă las în pomeni, că așa părintele n-a zis nimic, s-a uitat, a luat pomenul și parcă știu ce că... Sunteți căsătorită? Da, părinte, sunt căsătorită. Cununată? Nu. Atunci sunteți o curvă. Și am zis, nu, părinte, e singurul bărbaș ăsta. Nu, că uite, sunteți mai rău decât om. Am zis, iarăși încă o dată așa. Dacă nu te cunun, nu ești căsătorită. Gata, am terminat. Și a plecat doamna de acolo. Și m-a surprins și pe mine poziția, dar era toate, știți cum. Astea sunt injecții de trezire pe care le făcea pentru a trezi pe om. Era foarte, am vă dat seama, am venit să-i dea pomenul și părintele Arsenie, a dat și buzna că se grămea. Și cred că nici nu se spovedea. Sper ca persoana respectivă să se fi trezit. Părinte Cezar. Eu să spun câteva cuvinte despre planurile de viitor. Fiindcă Părintele Arsenie este viu și lucrător și simțim lucrarea Părintelui Arsenie, nu știu, parcă o simt acum foarte, foarte pregnantă, foarte vie, foarte evidentă în viața noastră și în viața ucenicilor și în viața bisericii. Foarte important despre acest lucru aș vrea să vorbesc. De toate, istețimea despre care s-a tot vorbit astăzi este de fapt o harismă foarte, foarte rară, și anume harisma discernământului sau a deosebirii duhurilor. Părinții noștri, Părintele Iustin Pârcu, Părintele Petroniu cu harisma smereniei, Părintele Arsenie cu deosebirea duhurilor,
Părintele Iustin cu străvederea și toate lucrurile acestea, sigur că le-au mărturisit fiii duhovnicești. Dar Părintele Arsenie Papacioc este foarte necunoscut. În sensul că în țară, de exemplu, pe unde am fost în ultimele luni și am vorbit numai despre Părintele Arsenie, sau în cea mai mare parte despre Părintele Arsenie, oamenii nu-l cunosc. Fac confuzie cu Părintele Arsenie Boca, dar nu cunosc lucrarea Părintelui, nu cunosc învățătura Părintelui, nu cunosc Duhul Părintelui. Părintele nu este sfânt, e mare sfânt. Și cineva mi-a zis, Părinte, dar îndrăzniți să spuneți așa? Atât timp cât știu unde mi-e loc, îndrăznesc. De ce să nu îndrăznesc? În definitiv, suntem oamenii lui Dumnezeu. Nu, la asta ne-am angajat. Sigur că vom reuși sau nu, că ne facem treaba asta, asta altă discuție, dar suntem oamenii lui Dumnezeu, mici așa cum suntem, dar ați auzit. În palma unui părinte stă Hristos. Îl ținea Maica Domnului la sân, pe Dumnezeu, cuvântul întrupat, așa îl ține Hristos. Așa îl ține preotul pe Hristos. Deci, învățătura Părintelui Arsenie nu este cunoscută și eu sunt foarte rușinat de acest lucru, pentru că ea ar trebui să fie cunoscută, în primul rând, prin faptele, prin chipul pe care îl ai tu, cel care mărturisești că îl cunoști sau că îl urmezi sau că știi învățătura. Vorbesc personal, în nume personal de data aceasta. Și de aceea este obligație, cel puțin așa, mi-am dat un canon de acesta, că Părintele ar trebui să fie cunoscut și Părintele ar trebui să fie cunoscut și în afara bisericii. De bine, de rău, frățile voastre sunteți poate ucenici direct sau ucenici ai ucenicilor, ucenici ai părinților care sunt aici, fii duhovnicești, deci îl cunoașteți, cunoașteți Duhul Părintelui Arsenie. Dar oamenii nu îl cunosc. Iată, ne-a spus Părintele Tudor Peiu, care este un ucenic al Părintelui și este venit de la București, ca să asculte, deși ar trebui să spună despre Părintele, dar dacă am vorbit de minunile Părintelui, ar trebui câteva zile. Deci vorbeam cu Părintele că noi n-am făcut-o un demers de canonizare al Părintelui. Sigur, Părintele este sfânt și are timp, că timpul Părintelui se numește veșnicie. Nu asta e problema, să fie confirmat de noi. Problema este că sfințenia, sau cum să spun, consacrarea, recunoașterea unui sfânt aduce după sine sau premerge, este premergătoare recunoașterii, este cunoașterea învățăturii și a sfințeniei și a minunilor sale. Am văzut de curând un sfânt omului Dumnezeu, un film, nu știu, cu Sfântul Nectarie. Iertați-mă, foarte, foarte nesatisfăcător, deși intenția excepțională, minunată, se oprește unde? Pe un pat de spital. Ori la noi creștinismul nu se termină pe cruce. De acolo începe. Părintele Arsenie, un mărturisitor al crucii, al jertfei. Asta e și diferența dintre ortodoxia noastră și cea, să spunem, iată, elină. S-a văzut în pandemie că singura jertfa, singura smerenie este cea care te ține la suprafață. Aminte, poți să scrii tratate minunate, să fii cuvios, cuvincios, chiar cum se cade, dar când vine problema, sigur că da, poți să faci eu un clip pe YouTube cu o chestiune atât de intimă și atât de disputată. Deci, Părintele, să presupunem, ca și cum Părintele n-ar fi aici, dar să presupunem că Părintele ar fi fost în viață și ar fi venit cineva la el să-l întrebe sau să-i spună, Părinte, haideți să facem un videoclip cum vă vaccinați în direct. Deci este de neconceput. Cum să spun, nici măcar nu poți să presupui să faci o fantasmă din aceasta. Deci, dincolo de imaginea pe care o are Părintele, pe care, de fapt, icoana, iertați-mă, icoana pe care o are Părintele, fiindcă noi nu putem să mărturisim despre un om ca a fost
a fost un om bun și înțelept. Ceea ce, sigur, nu exclude toată viața aceasta duhovnicească, dar dincolo de asta, Părintele copleșea cu Sfinții. Adică ce simțeai la Părintele? Simțeai harul Duhului Sfânt. Părintele era purtător de Duh Sfânt. Este purtător de Duh Sfânt. Dacă stăteai o oră la Părintele, când ieșai de acolo, spuneai: vreau să mor și eu pentru Hristos. Bine, până la primul semafor, când îl înjurai pe unul, că ți-a tăiat calea sau nu știu ce. Dar, în clipa aceea, erai gata de lucrurile acestea. Ori Părintele, asta insist pe această chestiune, este cunoscut din cărți și din ce apare pe YouTube, pe rețelele de socializare, dar nu este cunoscut din măsura duhovnicească a celor care îi urmează învățătura. Și închei cu lucrul acesta, am spus chiar în Altea Sfințitului astăzi, după ce am fost la Techirghio, la pomenirea Părintelui, la rugăciune pentru Părintele. Acum nu știu dacă ne-am rugat pentru Părintele sau la Părintele, asta eu aș merge pe varianta a doua, dar am vorbit cu un alt preasfințitul despre această chestiune care este absolut evidentă, dar despre care nu știu de ce tăcem. Acest cuvânt, testament duhovnicesc al Părintelui Arsenie Papagioc, măsura duhovnicească a acestui cuvânt, eu cred că este la măsura duhovnicească al cuvântului spus de Sfântul Siloan Atonitul. Ține mintea mea și nu deznădăjdui. Vă rog să mă credeți, nu fac asta dintr-un extaz mistic sau dintr-o dorință de a eschiba, dintr-un eschibiționism. Ci pentru că am avut câteva experiențe, nu e timp să vorbim acum de cel puțin minunile despre care aș putea să vorbesc ale Părintelui Arsenie, dar această rugăciune, acest cuvânt, după cum minunat a exprimat și Părintele Iustin, este mai mult decât un rămas bun. Este un cuvânt de la Duhul Sfânt pentru o generație care așteaptă mila lui Dumnezeu. Bineînțeles că noi ne rugăm cu această rugăciune: Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, dar hai să spunem pe șleau, oare nu răsare Dumnezeu soarele și peste cei nedrepți? Adică nu-i miluiește pe toți ticăloșii de pe lumea, din lumea aceasta, dintre care cel din tâi și toate le cunoașteți. Deci mila lui Dumnezeu, de fapt, e cronia lui Dumnezeu. Și mila este toată Evanghelia. Dar numai iartă-mă este angajament sau răspundere, răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Părintele Arsenie, prin aceasta, a introdus, să spunem, o dimensiune mistică, duhovnicească, aș spune, dintr-o altă perspectivă, nu nouă, dar dintr-o altă perspectivă. Deși poate îndrăznesc cam mult, am deja cumva creionat și articulat să justific acest cuvânt, dar nu știu dacă este timpul acum și oricum cred că sunteți și osteniți de atâta căldură și de drum, dar cred că este cazul ca Părintele Arsenie să fie cunoscut, lucrarea Părintelui Arsenie să fie cunoscută, Părintele Arsenie să fie cunoscut. Nu e o decizie a mea, ci este o necesitate pentru poporul român care este, că e la o cumpănă asta, știm de două milenii, dar vorbim de o convalescență prelungită, pentru că bolșevismul este de fapt hulă împotriva Duhului Sfânt și noi n-am rămas neatinși de această hulă, de această stricăciune. Și cred că Părintele Arsenie toată viața și-a dedicat-o acestei însănătoșiri duhovnicești, s-a luptat cu hidra aceasta cu atâtea capete, în modul cel mai inteligent posibil, în modul cel mai duhovnicesc, astfel încât lucrarea lui, iată, a mers până la 97 de ani. Și cred că această rugăciune care este absolut minunată și care
despre care cred că Duhul Sfânt ne va descoperi că are atâta putere și că este atât de eficientă în viața și în lupta duhovnicească. Nu neg, Doamne ferește, și nu se înlocuiește, pentru că însuși Părintele vorbea de rugăciunea inimii, de rugăciunea lui Iisus, dar iată că Dumnezeu, Duhul Sfânt, i-a dat acest cuvânt care este pentru noi și mi-a plăcut ce a spus Părintele, că a rămas uimit, adică deși, iată, era în legătură cu Părintele, nu știa de acest testament duhovnicesc care a rămas pecetuit pe piatra de mormânt. Cu alte cuvinte, Părintele a adunat și a concentrat în aceste cuvinte toată experiența sa de viață duhovnicească. Și cu adevărat, acest angajament în care îi ceri iertare lui Dumnezeu și care până la urmă arată că în tine mai există o lumină, o bucățică de curăție, așa cum a existat în tâlharul, Dismas, tâlharul de-a dreapta, care în definitiv îl bagiocorea pe Hristos împreună cu cel din stânga. Deci îl bagiocorea toată lumea, inclusiv arhierei, cărturarii, cei care stăteau în fața crucii, iar Mântuitorul în toată acea umilință, dincolo de orice închipuire, dezbrăcat în fața durerii mamei sale, ce făcea la toate bagiocurile acestea? Spunea așa: Părinte, reartă-le lor că nu știu ce fac. Deci și în clipa aceea, ce credeți că a spus? I-a spart capul tâlharului. Și a zis: cum? Dar ce e asta ce spui tu acolo? Cum adică să ieți pe nenorociții ăștia? Da, eu aș putea înțelege că noi suntem în osânda asta pentru... Dar tu să spui așa ceva? Ce ești? De unde ești? Din ce lume ești tu? Eu nu sunt din lumea aceasta. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și există o astfel de împărăție în care poți să-ți iubești vrăjmașii? Există o astfel de împărăție în care cel care este zdrobit se roagă lui Dumnezeu pentru cei care îl zdrobesc, pentru că da, există, aceasta este împărăția mea pe care am venit să o vestesc tuturor. Bine, pomenește-mă și pe mine în această împărăție. Ce era celui de-a stânga să spună și el la fel? Cum ai zis, mă, Dismas, să zic și eu așa, pentru că îi spune Mântuitorul: adevărat zic ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Cu alte cuvinte, această spovedanie, pocăință și cerere de iertare a lui Dismas este concentrată în aceste cuvinte a Părintelui Arsenie Papacioc: Iisuse, 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 iartă. Și cu aceste cuvinte, iată, s-a mântuit tâlharul de pe cruce. Doar atât, nu îndrăznesc mai mult, o să mă sfătuiesc și cu părinții, am mai vorbit și dacă îmi spuneau să tac, aș fi tăcut. Dar pentru că nu mi-au zis să tac, ci să spun un cuvânt, v-am spus cuvântul acesta. Nu socotiți că este doar un mesaj, un testament, fiindcă dacă vorbim de testament, înseamnă că cineva a murit. Dar Părintele Arsenie s-a mutat de la moarte la viață. Așa spune Mântuitorul: cel ce crede în mine și cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică, și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Dacă Părintele Arsenie nu s-a mutat din moarte la viață, zadarnică este și osteneala mea, zadarnică este și credința mea, zadarnic este tot ce fac. Dar nu e zadarnic nimic, am nădejde, cum spunea și Părintele Ilarion, și sunt foarte fericit că l-am cunoscut pe Părintele Arsenie, este un dar de la Dumnezeu și trebuie să-i mulțumesc binefăcătorului meu, care m-a luat într-o zi de la birou cu o delegație ca să facem și noi o poză frumoasă, știți? Așa l-am cunoscut eu pe Părintele Arsenie, nu auzisem încă de Iisus Hristos. Dar asta este o altă discuție, nu despre mine vreau să vorbesc, ci despre faptul că dacă tot pomenim numele sau pomenesc numele Părintele Arsenie, aș vrea, dacă îmi dă binecuvântare Părintele, cu toată smerenia și cu toată înțelegerea și cu tot angajamentul, să facem cumva ca oamenii să cunoască lucrarea Părintelui Arsenie și că este un sfânt, un mare sfânt, mai cu seamă aici în Dobrogea, unde se spune că credința a fost discontinuă 1000 de ani. Sigur că acesta este un lucru nefericit și nu putem să ne gândim la așa ceva.
Eu mulțumesc foarte mult părinților că m-au primit și pe mine, deși ar fi trebuit să stau în picioare, nu așezat, așa ar fi fost cuvincios. Le mulțumesc că m-au primit și pe mine în această seară și vă mulțumesc și frăților voastre. A fost minunat să fim împreună și să evocăm personalitatea părintelui Arsenie. Mai mult decât atât, îi rugăm pe toți cei care l-au cunoscut pe părintele și au momente, cuvinte care le-au rămas în minte, în inimă, într-un fel sau altul, să le împărtășească părinților duhovnicești, părinților lor, bineînțeles, duhovnicești. Și noi, cu mila lui Dumnezeu, vom face ceea ce este cuvincios și este drept și, bineînțeles, că, ca o obligație și ca o mărturisire de credință, să facem o propunere care, sigur, despre care nu vorbim mai mult, dar să facem o propunere, asta este datoria noastră, să facem un mic pas pentru canonizarea părintelui Arsenie. Nu pot să-mi închipui slava cerească și împărăția lui Dumnezeu fără chipul părintelui Arsenie. De altfel, vă spun că am o dulceață în inimă când mă gândesc că dacă se va milostivi Dumnezeu de mine, primul gând și primul chip la care mă gândesc, nu al mamei, nu al tatălui care sunt trecuți la Domn, ci al părintelui Arsenie. Altfel, tot sfii duhovnicești mi-au povestit că au văzut, au visat sfinți pe Maica Domnului, întâlniri de tot felul, și eu tot plângeam că n-am văzut niciun sfânt niciodată. Nici în vis, nici a Evea, nici în afară de părinții aceștia pe care i-am cunoscut. Și într-o noapte am avut un vis. Nu era părintele Arsenie, era părintele Iustin Cârbu, care mi-a făcut un semn să vin spre el și aveam o rasă, o dulamă mai lungă, cu patru numere mai mari, ruptă. Eram la mănăstire undeva și mi-a zis așa. Mi-a pus epitrahilul pe cap și eu mă spovedeam și în timp ce mă spovedeam spuneam, nici acum nu poți să fii sincer. Pe toate le îndulcești, pe toate cumva le tot aranjezi tu ca să fie bine. Părintele mi-a dat o binecuvântare, o dezlegare și mi-a zis, acum du-te și trage clopotele. Eu fiind atât de apăsat de lucrul acesta, m-am dus și am început să trag clopotele cu o sârbie și bucuros că mi-a dat și mie o sarcină, părintele. Și când m-am întors, părintele s-a uitat așa, părintele Iustin, și mi-a zis, dar de ce pentru înmormântare? Vedeți? Și atunci am zis, în sfârșit am visat și eu un sfânt. Așa, minuni cu părintele Arsenie, putem să spunem, am trăit cu mila lui Dumnezeu și cu mila părintele Arsenie lucru chiar astăzi, nu mai mult de astăzi, după ce am plecat de acolo, am fost în sfârșit să pregătim puțin conferința și cu un alt preasfințitul și a zis o minune a părintelui Arsenie. Astăzi s-a întâmplat chiar o minune a părintelui Arsenie. Așa, nu sunt vrednic să deschid gura, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate și vă mulțumesc și cumetanie și părinților, frăților voastre. Domnul să vă miluiască și dacă nu știu, dacă vreți să le puneți întrebări părinților sau ce mai vreți să facem, noi facem, să spuneți. Să vă mulțumesc.
când ne pregătim vocile să cântăm cu bine se poate vorba de încheiere, vreau să mulțumim organizatorilor, domnului Bogdan și curții Brâncovenești, știu eu că sunt inițiatorii acestei conferințe. Și mi-am adus aminte, auzindu-l pe părintele Cezar vorbind despre părintele Arsenie, tot cuvintele părintele Arsenie, care spunea că mari mai sunt sfinții părinți, și mai spunea încă un lucru, cuvintele părinților au putere de canoane. Dacă am primit un cuvânt de la părinte și mai ales de la părintele Arsenie și vom ține cont de el, sigur ne va fi de folos prin mântuirea noastră. Trebuie să le primim cu toată credința, să le ducem, deși uneori avem neputința de a le înțelege pe moment, dar să ținem cont de ele și să căutăm să le împlinim, sigur ne vor aduce folos. Cântăm cu bine se poate, da? Și referitor la propunerea părintelui, cred că ar trebui să organizăm, dacă nu mai des, măcar de două ori pe an, ziua aceasta a plecării, mutării la domnul părintelui Arsenie, dar și alte zile din an, astfel de conferințe, și să invităm și din părinții din alte eparhii care l-au cunoscut, pentru că sunt sigur pentru fiecare dintre cei care au călcat pragul s-a petrecut ceva minunat, ceva care, prin care părintele poate fi cinstit și recunoscut ca valoare duhovnicească, așa cum spunea părintele Arsenie, părintele Cezar, că părintele este în împărăția Duhului Dumnezeu Sfânt. Vine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cerul vimii și mai smărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și curerea și vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preacuvioase Părinte, binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale cuviosului Părintelui nostru Arsenie și ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.